Puțin știu că Laurențiu Danciu, care alături de echipajul de 8+1 a reușit recent calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, este originar din satul Uric, comuna Pui. Mândri de performanța consăteanului lor, dublu campion european de tineret, cei care conduc destinele comunei i-au conferit lui Laurențiu Danciu titlul de cetățean de onoare. Acum, odată ce calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris este certă, cu toții așteaptă ca Laurențiu să se întoarcă acasă cu o medalie olimpică de aur. Cetățeanul nostru de onoare, Laurențiu Danciu, este un băiat istoric, o familie frumoasă și pe deasupra are și rezultate extraordinar de bune în sportul pe care îl practică. Pentru mine și pentru comunitatea noastră este o mândrie că avem asemenea oameni, asemenea tineri în jurul nostru și ne mândrim cu ei. Rețeta performanței? Munca. Ușor pentru tinerii performeri din mediul rural obișnuiți cu astfel de efort. Datorită muncii asiduie care o face și un băiat serios și muncitor. Fiindcă sportul care practică, dacă nu muncești și nu ai antrenament, nu faci nimic. La noi, la țară, toată lumea muncește, plus că ei sunt dintr-o familie mai stărită și chiar au pământ, au animale și muncesc mult. Primarul Victor Stoica își dorește un nou succes pentru Laurențiu la Olimpiada de anul viitor. Cât despre recompense? Eu mă bucur să vină cu medalia de aur de la Paris, de la Jocurile Olimpice. Acum l-ați făcut cetățean de onoare al comunei. Dacă vine și cu medalia de aur de la Paris, cu cel mai recompensați? Ne pune la cheltuieli și mai mari.